Dragi ascultători, vă invităm să luăm seama împreună la înțelepciunea lui Dumnezeu, așa cum ne este prezentată în cartea Întâmplări din viața familiei Moraru, cartea Proverbele pe înțelesul copiilor. Haideți dar să ne apropiem încet și să luăm bine seama la ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. Cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Proverbele, capitolul 13, versetul 20. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Este vreun loc mai plăcut unde să fii într-o seară ploioasă decât într-un loc călduros cu cei dragi în jur, studiind Biblia? Era seară, iar familia Moraru era adunată în sufragerie pentru timpul devoțional. Lumina lămpii licărea domol și le lumina fețele. În cartea Proverbele, capitolul 13, ni se vorbește despre unele legi de viață, afirmă tatăl. Există și legi fizice, cum ar fi legea gravitației, care este un fenomen de atracție reciprocă a corpurilor. Dacă arunci o piatră în aer, va cădea înapoi pe pământ. Dacă sari pe fereastră, cazi în iarbă. Legea gravitației este aceeași pentru toți și nimeni nu o poate schimba. Versetul 13 vorbește despre o lege pe care Dumnezeu a făcut-o și omul nu o poate schimba. El citi: cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Mai este și versetul 20. Cine umblă cu înțelepții se face un om înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Acestea sunt legile de viață ale lui Dumnezeu și tot timpul vor fi adevărate. Unii cred că pot să le încalce și totuși să scape. Ei își spun că aceste legi nu se referă la ei sau că ei sunt destul de puternici să fie cu prietenii lor fără să se lase influențați. Dar legile duhovnicești ale lui Dumnezeu sunt la fel de reale ca și legea gravitației. Și ceea ce El spune se va întâmpla. Legile lui Dumnezeu afirmă că dacă îți petreci timpul cu cei înțelepți, vei deveni înțelept. Dar dacă îți petreci timpul cu nebunii și necredincioșii, te vei pierde. Mama se ridică de la locul ei și se duse în celălalt capăt al sufrageriei. Luă un scăunel și se întoarse la locul ei. Vedeți acest scăunel, copii? Întrebă ea. Vă voi spune ce s-a întâmplat cu băiatul care l-a făcut. Copiii se uitau întrebător la scăunelul viu colorat care fusese adus de mama. Din totdeauna făcuse parte din mobilierul din sufragerie și niciodată nu s-au gândit să întrebe de unde este. Cu mai mulți ani în urmă, când predam la o școală dintr-un alt oraș, început să le povestească mama, aveam în clasă un băiat pe care îl chema Alex. Era bun la învățătură și la jocurile sportive. Și, pentru că era o fire prietenoasă, era îndrăgit de toți. Era harnic și se părea că tot ceea ce încerca să facă îi reușea. Avea doar 8 ani când a făcut scaunul acesta și mi l-a oferit cadou pentru că eram învățătoarea lui. Se observă ușor că a fost făcut cu măiestrie pentru un băiat de vârsta lui. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Alex cu multe talente și cu iscusință. Toți se gândeau că va crește mare și va ajunge un lucrător pentru Domnul. Dar
Dar când Alex avea 15 ani, a început să petreacă timp cu băieți care nu aveau un comportament tocmai potrivit. La un moment dat, era atât de atașat de aceștia, încât a ajuns să se furișeze de acasă pentru a se întâlni cu ei, deși părinții lui i-au interzis acest lucru. Și bineînțeles că, în anturajul lor, a ajuns să facă lucruri pe care nu s-a gândit că le va face vreodată. A început să bea bere, să fumeze și, deși la început nu se simțea în largul lui când făcea acestea, a continuat să le facă doar pentru a le face pe plac prietenilor lui și pentru a fi acceptat de ei. Astfel, a ajuns să se obișnuiască și chiar să adopte acest stil de viață. Prietenii lui aveau gașca lor și una dintre preocupările lor era să iasă în oraș cu motocicletele pentru a-și umple golul din viața lor cu senzații tari și cu zgomot. Așa că Alex a învățat să conducă și motocicleta. Părinții lui și prietenii din biserică au încercat să-l avertizeze de pericolul în care se afla, dar Alex nu-i băga în seamă. Râdea pe seama lor, spunând că se îngrijorează prea mult cu privirea la el. Spunea că e destul de deștept și de precaut încât să se distreze puțin fără să-l afecteze. Iar într-o zi, când va fi pregătit, se va pocăi. Dar ziua aceea nu a mai venit niciodată pentru Alex. Într-o seară, era împreună cu prietenii săi cu motocicletele și mergeau cu viteză pe un drum de țară. În acea seară, gașca lor a avut un accident, iar Alex a fost aruncat de pe motocicletă și a murit pe loc. Nu a mai avut șansa să se roage sau să se pocăiască. Alex a ajuns în veșnicie fără Isus, pierdut pentru totdeauna. Un tânăr atât de talentat și-a irosit viața trăind în păcat. Alex avea obiceiul să spună că lui nu i se va întâmpla nimic, de altfel cum sunt și alții care nu cred că ce a spus Dumnezeu se va împlini. Dar s-a înșelat amarnic. Biblia ne spune că cine se însoțește cu nebunii o duce rău. Și exact așa s-a întâmplat. Apoi mama încheie: copii, vreau ca acest scaun de lemn să fie ca o aducere aminte. De fiecare dată când îl vedeți, să vă amintiți că avertizările și promisiunile din Biblie sunt adevărate. Dacă veți fi ispitiți vreodată să vă jucați cu păcatul și veți fi tentat să credeți că nu vă va face niciun rău, să vă amintiți de Alex. Dacă vrem să fim înțelepți, trebuie să ne alegem prietenii pe măsură, adăugă tatăl. Una dintre legile lui Dumnezeu este: vei deveni ca cel cu care te însoțești. De aceea este important să ne alegem prietenii cu grijă. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Ați ascultat capitolul 10 din cartea Întâmplări din viața familiei Moraru, de Mildred Martin, cartea proverbelor pe înțelesul copiilor. Vă așteptăm cât de curând la un nou popas în viața familiei Moraru, familia alături de care vom putea cunoaște mai mult înțelepciunea lui Dumnezeu pentru viața noastră.